Foarte interesant, s-a terminat această intervenție din studiul capriciilor, discuția cu Simona și cu Sorin înainte de ieșirea ei definitivă din competiție. Bine, definitivă, mult spus, cred că e doar o chestie de moment, dar aceasta a răspuns întrebării adresate de către doamna Gabriela, și anume faptul că o să-l caute pe domnul Gheorghe și își dorește o discuție cu acesta pentru a lămuri niște aspecte, fapt ce îl va face după ce va părăsi casa Mireasa. Însă, așa cum ați văzut, Simona a spus că mai sunt adevăruri nespuse aici în casă, că își dorește să iasă și Sorin afară și să stea de vorbă, să-i spună tot ce are pe suflet, tot ce mai are de spus, pentru că nu vrea să discute anumite lucruri aici în casă, dar în același timp a fost întrebată de către doamna Gabriela ce se va întâmpla dacă se va reîntoarce în competiție și vor ieși formând un cuplu, poate o familie, când vor ieși de aici din casa Mireasa, și nu va apuca să-i spună acele lucruri importante pe care aș le dorește să-i le dezvolui înainte de o posibilă căsătorie. Nu știu dacă Simona își dorește acest lucru, dacă s-a gândit atât de departe, dar cu siguranță sunt anumite aspecte pe care trebuie să-și le pune ea cap la cap și va lua o decizie în ceea ce privește viitorul și dacă își dorește într-adevăr să se reîntoarcă în casă, așa cum se discută. Sunt curioasă cum va decurge și discuția cu domnul Gheorghe, dacă într-adevăr îl va căuta și vor avea acea discuție.